Oilele și bobo cu coacile treabă. Pregătirile pentru noaptea sânzienelor au început încă de pe zi înainte de asfințitul soarelui. Fetele și-au pus flori în păr, iar băieții au îmbrăcat portul tradițional. Costumul pe care îl port în această sărbătoare numită Sânzienele este un costum tradițional fârșirotesc de la Fundația Mușa Tarmână. Este un costum foarte vechi. Să-l ți-l descriu, da? Deci este format din o rochie de catifea, după cum poți vedea, lungă. Machidancele purtau rochile foarte lungi, cu un sarafan negru cu pliuri la spate, numit șigună, și cu pârghiaua. Se numește pârghia. Cu ce ocazie ai îmbrăcat acest costum? Văd că ai și o coroniță. Da, am o coroniță pe cap. Cu ocazia tradiției de sânziene, această coroniță semnifică faptul că tradiția, aruncăm coronița pe casă și în cazul în care coronița rămâne pe casă, asta înseamnă că rămânem în casă, adică că nu ne căsătorim. Dacă ea o să cadă jos, înseamnă că ne vom căsători. Format din fustanelă, din gunelă, care e vesta, din cioareți, cioarepei cu ciucuri, și din pantofi, păpuții cu cioareți, cu moț în vârful pantofului. Știi ce reprezintă? E o legendă despre... E mai mult estetic, mai mult din moș strămoș. Și cu ce ocazie ai îmbrăcat costumul astăzi? Cu ocazia trilirului, a sânzienelor. Sărbătoarea Sânzienelor este extrem de bogată în tradiții și obiceiuri. Vom prezenta un obicei armănesc și anume Trianilul, Sânzienele la aromâni. În ce constă acest obicei, unde fetele se adună, își facă coronițe, împodobesc o căldărușe unde îi pun inelele de argint să fie și le lasă acolo și le iau a doua zi, iar dacă se înnegresc înseamnă că o să fie un an dificil, dacă sunt albe înseamnă că o să fie un an bun pentru ele, după aceea coronița se aruncă pe casă. Ca tradiție, undeva în Ardeal se pare că sărbătoarea, numele de sânziene, vine de la Sancta Diana. Deci că ar fi fost o sărbătorire pentru zeița Diana, zeița frumuseții, pentru tineri, știți. Dacă doi îndrăgostiți mâine fac baie într-un râu sau în mare împreună, se pare că toată viața vor fi împreună. Sânzienele, dacă nu sunt respectate la fel de bine, pot să transforme în ele, acel dans al elelor, care aduce nenorociri pentru cei care nu le respectă. Deci este o vastă cultură tradițională românească. Printre altele, ați văzut, au fost și anumite prăjituri pe care le fac plăcinte, în general, pe care le fac macedonenii cu aceste ocazii. Or să fie probabil și un miel gătit în tradiția lor. Festivitatea s-a încheiat în mod solemn cu depunerea coronițelor de flori la mormintele celor care le-au insuflat tinerilor valorile morale și tradiționale armânești.